ne vom mai încorda încă o dată atenția, vom încerca să fim cu inimile deschise, cu mințile treze. Înainte de a da cuvântul fratelui Feri, care va avea următorul discurs, aș dori să fac câteva anunțuri cu care frații m-au însărcinat să le fac. Surorile de la Cucerdea vă reamintesc și încă o dată reînnoiesc invitația lor ca în data de 6 octombrie să fim prezenți la adunarea lor din localitatea Cucerdea. De asemenea, sunt saluturi de iubire de la frații români și nu numai, care locuiesc în Austria. Ei au transmis saluturile lor de iubire. De asemenea, sora Emilia ne atrage atenția că și frații din Franța transmit, atât cred că frații moldoveni, români, francezi, toți transmit saluturile lor de iubire pentru adunarea de aici. De asemenea, aveți saluturi de iubire de la frații din Republica Moldova, partea de nord, cred că cei din sud, toți frații din Moldova care nu sunt prezenți astăzi în mijlocul nostru, de asemenea transmit saluturile lor de iubire și de asemenea aveți saluturi de iubire de la fratele Jerry Leslie din adunarea din Portland. În continuare, cum spuneam, să ne încordăm atenția, să ne deschidem inimile și să nu lăsăm nici ochii să ni se închidă, să-l ascultăm pe fratele Feri în continuare. Frate Feri, te rog. Mulțumesc. Deci, iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, vă întreb dacă nu sunteți obosiți. Că dacă vă adorm, eu trebuie să vă și trezesc din somn. Și eu vă aduc salutări de iubire din partea adunării de limba rusă cu care am avut întâlnire aseară pe Zoom. Și frații m-au rugat că să aduc iubirea lor în fața voastră, salutările de iubire. Sigur că noi ne-am adunat ca să dăm cinste, laudă, onoare Marelui nostru Creator, Jehova, și Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Că dacă nu se întâmplă așa, degeaba ne-am și adunat. Și sigur că la această masă se aduc multe învățături. Nimeni nu este obligat ca să le primească. Fiecare trebuie să cugete și să fie un berean ca să vadă dacă lucrurile sunt așa. Subiectul meu, dar în primul rând doresc să mulțumesc adunării din Pecei pentru încrederea care mi s-a acordat. Sigur că eu văd aici frați talentați, frați care pot mai bine decât mine, dar dacă frații au avut această dorință, am acceptat. Subiectul meu care doresc să dezbatem împreună se intitulează Laodicea. Anul trecut, la această masă, fratele Florin, care stă la ușă, a adus unele gânduri despre Laodicea. Și m-am uitat să caut despre Laodicea și se spune că a întemeiat de Antiohus al II-lea cu 261 sau 246 înainte de Hristos, după numele soției și surorii ei. În timpul perioadei romane, Laodicea era cunoscută ca unul din cele mai bogate orașe din răsărit, din Asia Mică. Numele acestei cetăți, prima dată în Scripturi, este menționată de Apostolul Pavel
în epistola lui către Coloseni, capitolul 4, 15 la 16, unde apostolul Pavel cere colosenilor să fie citită epistola sa și în Laodicea. Se pare că cetatea Laodicea era o cetate apropiată de Colose. În alt loc în Sfânta Scriptură o găsim în Apocalipsa capitolul 1 cu 11, ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Înțelegem că vârsta evanghelică se împarte în 7 vârste, nefiind egale între ele, și fiecare vârstă a avut îngerul sau mesagerul ei. Și cităm din Scripturi, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici, Apocalipsa 1 cu 20. Prima vârstă sau epocă a început cu Efes. Încă în timpul apostolilor putem spune că din ziua cincizecimii, deci a început vârsta Efes. Cuvântul Efes înseamnă vrednic de dorit, aprobare, a dat drumul. Majoritatea fraților cred că mesagerul ei a fost Sfântul Apostol Pavel. Următoarea epocă, Smirna, cuvântul înseamnă amărăciune. Mesagerul ei a fost Sfântul Apostol Ioan. Următoarea, Pergam, înseamnă fortăreață, ridicare, mesagerul fiind Arius. Următoarea, Tiatira, parfumul dulce al jertfei, mesagerul Peter Valdo. Următoarea, Sardes, înseamnă rămășiță, câțiva scăpați, mesagerul John Wycliffe. Următoarea, Filadelfia, cuvântul înseamnă dragostea frățească, îngerul său fiind Martin Luther. Ultima, Laodicea. Cuvântul Laodicea înseamnă popor judecat, judecata poporului, dreptate pentru popor, dreptul poporului și pretenția poporului. Deoarece vorbim de Apocalipsa, înțelegem că toate aceste denumiri sunt simbolice și arată istoria bisericii, începând de la apostol sau de la Rusalii sau din ziua cincizecimii, ridicarea sistemului papal, reformațiunea din timpul lui Luther și până când vârsta evanghelică se va sfârși, când întreaga clasa întâilor născuți, turma mică, turma mare, vor fi dincolo de văl. Să analizăm acum vârsta Laodicea și să citim Apocalipsa 3, 14 cu 19. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot.
dar fiindcă ești căricel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Credem că vârsta Laodiceea a început odată cu prezența Domnului a doua oară. Fratele Allen a adus multe argumente. Cine să fie oare mesagerul acestei vârste? Și să citim Luca, capitolul 12, 42 la 44. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Apocalips 10:7. Nu m-am consultat cu nimeni, dar văd că și eu reamintesc. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită el robilor săi prorocilor. Și acum să vedem cine. Credem că robul, mesagerul acela, este pastorul Russell. Câți cred din sală că pastorul Russell este mesagerul sau îngerul al șaptelea? Să vedem acum cum Domnul a folosit pe robul credincios și înțelept, mesagerul al șaptelea, să dea hrană casei credinței. Fratele Russell a fost un deget arătător și noi acum putem să înțelegem astăzi profețiile, pilele și tainele lui Dumnezeu. Să vedem unele din lucrările sale. Și poate surorile mă vor ajuta dacă va fi nevoie. Domnul nu vine în carne a doua oră. Scopul celei de-a doua veniri este să strice ordinea prezentă, să strice ce a zidit uzurpatorul Satan pe răutate, invidie și egoism, în a cărui domnie a fost plânse, durere și suspin. Să restabilească ordinea și să ridice la perfecțiunea umană de unde a căzut Adam. A înțeles că odată cu venirea Domnului a sosit marele jubileu al pământului, că s-a terminat dublul Israelului natural și e vremea ca smochinul blestemat să se reînverzească. A clarificat că împărăția lui Dumnezeu are două faze, cerească și pământească. Și că tot pământul va deveni ca o grădină a Edenului și că judecata bisericii este în timpul vârstei evanghelice, iar al lumii în vârsta milenară. Toate acestea știm noi că le avem
pe fratele Rusel ca deget arătător. Înțelegem că sufletul, de la fratele Rusel înțelegem că Dumnezeu este unul singur, că nu sunt trei Dumnezei, că Logosul a fost începutul creației, Alfa și Omega, și toate au fost create prin El și prin El avem mântuirea și iertarea păcatelor. Înțelegem că sufletul este muritor, că nu este un loc de groază, că Seul, Hades, Iad sunt locuința morții, adică mormântul sau uitarea. Nu știu dacă nu am avea studiile, dacă noi am ști toate acestea. Și acum să vedem din activitatea pastorului Rusel. A fost președinte al Asociației Amvonul Poporului, înființat în 1909. A fost președinte al Studenților Serioși al Bibliei, înființat în 1913. Prin aceste asociații, precum și cu Viu Grai, a vestit Evanghelia Împărăției lui Hristos. A fost autorul următoarelor opere ce au apărut din 1881 până în 1914. Rană pentru creștini cugetători. Umbrele tabernacolului și cele șase volume. Și să vedem acum surorile cum mă ajută. Primul volum. Planul divin al vârstelor. Al doilea. A sosit timpul. Al treilea. Fratele Alen a vorbit. Vie împărăția ta. A patra. Bătălia Armagedonului. Al cincilea. Împăcarea omului cu Dumnezeu. A șaselea. Vă mulțumesc. Ce spun scripturile despre iad? Ce spun scripturile despre iad? Ce spun scripturile despre spiritism și altele? A fost autorul și editorul fotodramei creației, care în acel timp a fost vizionat de mai mult de 9 milioane de oameni la cinematograf. A fost și carte, dar și la cinematograf a fost dată. Predicile sale au fost difuzate prin presă și astfel a ajuns la foarte mulți mesajul Evangheliei lui Hristos. A călătorit mii de kilometri în a vesti mesajul Evangheliei și al împărăției lui Hristos din SUA până în îndepărtata Indie. Toată averea sa, care nu a fost puțină, l-a jertfit în lucrarea Domnului, iar pentru necesitățile lui lunare a folosit doar $11. A murit, fără ca să fie lăsat în urma lui avere pământească, așa a terminat viața pământească un om care a meritat atenție. Și lângă toate acestea, cel mai frumos e că așa a putut să moară ca cel mai umil om al lui Dumnezeu din zilele noastre. Am dorit ca să aduc aceste gânduri despre mesagerul laodicean, deoarece versetul 15 și 16 din capitolul 3 spune: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot, o dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea.
Oare versetul acesta se referă la îngerul sau mesagerul al șaptelea? Ce ziceți voi? În nici într-un caz. Să vedem ce argumente aducem. Dacă noi zicem că nu se referă la pastorul Rusel, atunci cum explicăm? Dar noi citim în Apocalipsa 2:4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Noi întrebăm, despre cine a zis Mântuitorul că el a părăsit dragostea dintâi? Toți ceilalți apostoli erau deja morți, au murit moarte de martiri, toți apostolii. Când Ioan a primit însărcinarea să scrie și să trimită epistola bisericii din Efes. Noi facem bine dacă ținem minte că stările dojenite de Domnul în biserica din Efes se referă la sfârșitul vârstei apostolice, tocmai când Ioan a primit însărcinarea să scrie. Deci deja apostolii au fost morți, Pavel a fost mort, știm că au murit moarte de martir și numai Ioan a murit așa moarte naturală. O cercetare amănunțită a epistolei către Laodicea va descoperi că aici e vorba de stări cu totul respingătoare. Respingerea întregului sistem al creștinătății nominale. Atât sistemul papal, cât și protestant. Ceea ce noi numim astăzi creștinătate este antitipul vechiului Babilon. De aceea și avertismentele grave și prezicerile profeților contra Babilonului, contra creștinătății, sunt adresate cu deosebire generației de astăzi. Așa s-a împlinit profeția cuprinsă în cuvintele ciudate scrise pe perete de o mână nevăzută. Mene, mene, tekel, upharsin. Dumnezeu a cumpănit regatul tău și a pus capăt, ai fost cântărit și aflat prea ușor. Urmând mai departe cu vorbirea sa către biserica și îngerul Laodicea, Mântuitorul spune, nu ești nici cald, nici rece. A fi rece în înțelesul arătat aici ar însemna că aceasta este o stare în care religia se practică numai de formă. A fi fierbinte înseamnă tocmai contrarul, o stare de zel fierbinte, de o adorare și stăruință în iubirea Domnului și serviciului său. Condiția care aici este dojenită este starea creștinătății nominale, fără iubire fierbinte și fără roade pe care Domnul vrea să le vadă și cu dreptul le așteaptă de la cei ce susțin că sunt servii și urmașii săi. Urmașii lui. Eu am voit ca tu să fii rece sau fierbinte. Prin aceasta Hristos vrea să ne arate că El mai bucuros vrea să nu fie mărturisit de cei ce dovedesc un caracter fățarnic, unde nu se găsește o iubire fierbinte. Cauza la aceasta este clară. Hristos consideră mai mult pe un om rece decât pe unul fățarnic. În necunoștința sa, nu îi se poate atribui nicio răspundere deosebită.
De aceea el nici nu este vrednic de o dojană asemănătoare cu cel ce deja are o anumită lumină și se susține ca un urmaș al lui Hristos, dar nu-și îndreaptă purtarea după mărturisirea sa. Onestitatea este însușirea de căpetenie ce se cere de la un om care vrea să devină un adevărat ucenic de-a lui Iisus și să prindă rădăcini în cuvântul lui Dumnezeu. Nu ar fi de dorit și nici la loc a spune că toți urmașii nominali ai lui Hristos din Laodicea sunt fățarnici, ipocriți, deși din toate faptele și dovezile ce le avem la mână reiese că numărul acestora trebuie să fie mare. Există diferite grade de fățărnicie în creștinătate. Aceasta este clar. Unii au o mare cunoștință și de aceea au mai mare vină. Mulți sunt înșelați și noi credem că există un mare număr care până la un anumit grad sunt sinceri, dar niciodată nu au ajuns la o adevărată înțelegere a pretențiilor și condițiilor de ucenicie și nici nu au putut să se încălzească pentru Hristos ca persoană, pentru a-L iubi mai presus de orice și niciun zel nu au putut să dezvolte pentru cauza împărăției sale. Starea generală ce se descrie aici este o stare de încropire, o măturisire exterioară, fără o viață spirituală și fiindcă timpul hotărât pentru judecata a sosit, el îl va vărsa din gura sa. În cuvintele Mântuitorului, pentru că zici sunt bogat, catedrale și temple grandioase, fratele Sandu a adus salariile mari pe care au preoțimea, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Aflăm ambiție după glorie și înălțare de sine. Una din cele mai clare dovezi pentru pierderea vieții spirituale și asemănarea de caracter cu Hristos, la cei ce se măturisesc după numele Său, este spiritul de mândrie și de ambiție după mărire. Acest spirit se descoperă astăzi într-un chip înspăimântător în conducătorii religioși și organizațiile lor. Cauza la toate aceste lucruri rele este aceea că cunoștința nu se ține curată și simțitoare față de Domnul. Viața de credință și încredere în Dumnezeu nu se cultivă și inima, sentimentele, nu caută legătura personală cu învățătorul. Cuvintele Mântuitorului, tu ești nenorocit, arată o stare vrednică de milă, dar de care respectivul nu își dă seama. Sărac se înțelege la starea spirituală. La toate le lipsesc darurile și roadele Spiritului Sfânt. Ei sunt orbi față de cunoștința adevărată, orbi față de semnele timpului, orbi față de adevărurile fundamentale ale Evangheliei și orbi față de faptul că sabia judecății atârnă asupra capului lor.
Ei sunt arătați goi pentru că sunt fără haina îndreptățirii lui Hristos. Le lipsește meritul Mântuitorului, fiindcă ei nu mai cred în prețul de răscumpărare și în sângele său scump, care s-a vărsat pentru toți. Laodicea, în înțelesul său ca dreptul poporului, deja de mult a devenit cuvântul de ordine moral, spiritual și chiar politic al timpului. Deschideți televizorul, radio, vedeți drepturi pentru toți. Pe de o parte, observăm un mare avânt al civilizației, prezis în profeția lui Daniel, capitolul 12 cu 4. Cu treierare încoace și încolo și o mulțire a cunoștinței. Observăm că odată cu prezența a doua Domnului, cum greutatea de pe umerii omului, cum a fost ridicată. Totul a început cu aburul. Curentul electric, lumina și forța de la ea a ușurat munca omului. Dacă cu un secol în urmă, la noi mai puțin mai târziu, țăranul trebuia să umble după vaci, azi munca omului este mult ușurată. Dar deși aceste beneficii au adus omului ușurare, totuși omul este nemulțumit. El vede că poate mai mult decât generațiile anterioare. Fuga pentru a avea mai mult și mai performant nu îi lasă timp pentru a medita din cuvântul Domnului, pentru părtășie și deși trăiește mai bine cum a trăit Solomon în gloria sa, totuși este nemulțumit. Drepturi, câte din ele sunt aprobate divin? Carta drepturilor omului, drept la avort, drept la căsătorii de același gen. Observăm că sunt unele drepturi reale, dar foarte multe, multe neacceptate divin. Așa că vedem o creștere a celui puteri înspăimântătoare care amenință în mod îngrozitor întreaga așa numită civilizație creștină și un semn amenințător pentru declanșarea marelui necaz al anarhiei. Și vom cita 2 Timotei, capitolul 3, 1 la 5. Mă gândesc că majoritatea fraților știu că ce vreau. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Și precum 1 Timotei 6, 6 la 12. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume,
și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în las și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și ca unii care au umblat după ea au rătăcit de la Dumnezeu. Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, plândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor neamuri. Să cumperi de la mine aur încercat prin foc. Noi am vorbit aici de bogății, dar să vedem la ce se referă să cumperi de la mine aur încercat prin foc. Aurul cel mai scump metal pe pământ. Pentru ăsta fug mulți. Se întrebuințează în Scriptură pentru a arăta natura divină și pentru a simboliza cele mai scumpe bunuri spirituale cerești, exprimat mai mult în mod general. Cu dreptul s-a putut spune că aurul îmbogățește pe cel ce o posedă, chiar și în această viață prezentă. Dacă, frate Dan, dacă ai mana, te rog, citește mana din 22 septembrie. Hai aici la... Da, numai să o caut puțin. Da, mulțumesc. Mana din 22 septembrie. Da, fericirea, bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa lui Jehova zile îndelungate. Psalmul 23:6. Bunătatea și îndurarea la care ne așteptăm dincolo de văl încep deja și așa trebuie să le apreciem. Cel ce în prezent nu cunoaște nimic din bucurile Domnului, este clar că nu va fi pregătit pentru bucurile Domnului în împărăție, oricare ar fi bucuriile, binecuvântările și bucuriile la care poate ajunge sub administrația împărăției în timpul vârstei milenare. Există deci bucurie și veselie dăruite credincioșilor Domnului, care nu este o chestiune de moment, legată de prima lor acceptare a Domnului și a consacrării lor față de El. Bunătatea și îndurarea Domnului nu trebuie privite ca lucruri ale trecutului îndepărtat, ci trebuie recunoscute și apreciate ca lucruri ale prezentului. Bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu ne însoțește zi de zi, ne împrospătează, ne întăresc, ne binecuvintează. Mulțumesc! Deci... dacă avem acest aur, atunci avem și bucurii încă din coace de văr. Și să ungi ochii cu alefie, ca să vezi, aici se face aluzie, la medicamentul care a fost întrebuințat la ochi slab în vechime. Noi știm că niciun levit care avea probleme cu ochii nu putea să devină preot. Și... lecția este clară, că este în legătură cu vederea spirituală, deci ochiul. În felul acesta, Hristos a voit să le facă cunoscut ca aceia care au fost orbi în ce privește adevăratul caracter al lui Dumnezeu și frumusețea planului său de răscumpărare,
prin aceasta să se deschidă ochii pentru a putea vedea plin de respect opera și planul Tatălui Ceresc, adică să se umple de Spiritul Său ca ochii spirituali să vadă. Cuvintele "eu pe câți iubesc îl mustru" se îndreaptă în mod clar către adevărații urmași a lui Iisus și nu către laodicenii respinși și tăiați de la favoare. Acum să fim atenți ce trebuie să învățăm noi. De fapt, noi trebuie să știm că această disciplinare ai copiilor săi este o trebuință. De aceea nu se poate crede că au existat vreodată copii ai lui Dumnezeu care niciodată de-a lungul cursului vieții lor să nu fi avut lipsă de nuiaua înțelepțirii. Pedepsele și corecțiunile sunt o dovadă netăgăduitoare a iubirii sale credincioase, care priveghează asupra copiilor săi când ei umblă pe drumuri sucite și când în oarecare măsură se împărtășesc de spiritul lumii. Domnul permite asupra lor pedepse și disciplinări, să se întoarcă iarăși pe calea adevărată. În chipul acesta îndreaptă și părinții pământești pe copiii lor care sunt nesupuși și nu există o dovadă mai puternică de iubirea unui tată ca atunci când în grija lui față de copii îl pedepsește, înțelepțește ca ei să umble pe calea bună. Mulți dintre aceia care au fost binecuvântați cu o cunoștință despre planul măreț al lui Dumnezeu, posibil să cadă în curs adversarului, a cădea în mândrie și în lăudăroșia faptelor lor proprii. Unii ca aceștia sunt urgent îndemnați să stăruiască serioși și sârguncioși în serviciul învățătorului și să cultive spiritul umilinței și negării de sine. Noi putem fi siguri că aceia dintre copiii săi care se împărtășesc de acest spirit rău se vor împărtăși de nuiaua înțelepțirii. Acestea li se întâmplă ca un semn al iubirii divine. Și acum, dacă n-ați adormit, doresc să închei. În încheiere, am văzut următoarele. Că ne aflăm în vârsta Laodicea. Creștinul cu nume este respins de Domnul. Trebuie să avem zel în a urma calea Domnului și să fim cu o iubire fierbinte pentru Domnul, căutând voia sa, golindu-ne de tot ce este lumesc și neconform cu voia divină, ca apoi să ne umplem de Spiritul Său. Și aș vrea cântarea 111, care mi-e foarte dragă, fie departe de mine și frica și spaima, apără-mă de necazuri ce-mi strică viața. Să știu ce rău e păcatul și în el a trăi și îndreptând voința să sting patimile mele. Să nu mă depart de tine, lepădând darul tău, deșteptând sufletul meu tot, de la tine aștept eu. Să fie conștiința mea iute ca privirea, venind păcatul, ține-mă deștept totdeauna. Și rătăcind în sufletul, mustră-mă vorba ta, înlătură piericile, Doamne, din calea mea.
fă ca și cel mai mic păcat să mă doară cumplit și pentru leac trimite-mă la sângele sfințit, la sângele sfințit. Domnul să ne ajute ca viața noastră de creștin să fie în așa fel încât Domnul să-și găsească plăcere întrânsă. Închei cu Apocalipsa 3, 10 la 11. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Iubiți frați, Domnul să ne ajute, vă mulțumesc pentru atenția acordată, mulțumesc adunării de la Siget, cu care cu luni în urmă am studiat primele trei capitole din Apocalipsa. Ei acum au avut ocazia să mă verifice cât am înțeles din ea și sigur, cum am spus mai înainte, nimeni nu este obligat ca să le primească. Fiecare avem obligația să stăm la cuvântul Domnului și să verificăm dacă ele sunt așa. Domnul să ne ajute. Amin. Această stare, de fapt, a bisericii din Laodiceea și am văzut câteva aspecte a ce înseamnă această stare de spirit. Sigur că pentru noi, pentru învățătura noastră, este important să stăm treji, că și pe noi acest spirit ne poate surprinde, ne poate cuprinde câteodată, de aceea să fim foarte atenți la aceste lucruri, să știm că noi nu suntem scutiți, că ele nu vor veni și nu ne vor încerca și pe noi. În continuare vom cânta o cântare, 335, și încă o dată aș dori să ne mai încordăm atenția, să ne mai revigorăm un pic în timpul cântării și să mai putem fi atenți la un mesaj care va veni din partea fratelui Cornel Brie. Nu va veni din partea lui, va veni din partea Domnului, credem noi, prin servul său, fratele Cornel. Deci cântăm cântarea 335. Pe calea îngustă lui pompă, e încărcată cu spin și bruș, nu-i împodobită, dar-i dreaptă, și e bună că te duce sus, drept la cer conduce. A lupta este bine pe ea, drept la cer conduce. Este bine pe ea. Scurtă e în corp viața ta, nu fie dar fără folos.
care te duce la altă scop. Drept plăcere conduce, a lupta este bine pe ea. Drept plăcere conduce, a lupta este bine pe ea. Multă e pe ea osteneala, aici jos ai multe piedice, dar cu tine Iisus divan, nu te teme, El te conduce drept la cer.